Grini Galina. Da. Noi ne-am organiz... ne-a închis pe noi la carantină, nu ne-a dus la curentul din timp. Acum noi ne-am strâns aici, suntem în minte, sancționat. Administrația, orașul nostru nici nu se apropie, nici nu iese. Ne-a depădat pe noi acta așa ceva. Poate ei au plecat acasă, poate au plecat în carantină, poate stau ascuși după ferestre, după ușă. Asta nu e frumos din partea lor. Lasă iasă să vorbească cu lumea, cu noi, să vorbească aici. Să gândiți că e prea dur. E prea dur hotărârea. E prea dur hotărârea pe care ei au luat-o. Și nu e frumos în primul rând de partea lor. Suntem toți matuși, trebuie să înțelegem. Cicați, Svetlana. Și de ce sunteți prezenți aici? În prezență la asta, că se închide piața. Noi cum suntem muncitori, avem doi copilași. Și avem nevoie de bani și de lucru. Să lucrăm, nu stăm acasă. Dacă se închide tot, stăm acasă și ce să avem noi de la asta? Cine să ne dă nouă? Dar impozite trebuie să plătim, fond social plătești, piața o plătești, dar de și bani să o plătim noi dacă noi n-a să lucrăm. Trebuia să mă interesez și eu cine ar veni din comisie aici. Corect. Care a hotărât că vrea să închide piața. Care ne-a indicat, vă spun, trei persoane, adică să ducă cu... Eu n-am înțeles un lucru, noi suntem aici în administrativ, sau ce vorbim. Dar de ce nu iese el în fața oamenilor? Pentru și noi l-am ales, să ne ducem noi în cabinet la dânsă? Ei trebuie să iasă aici, ia. Sau noi am ales să vii, să stai aici în fața noastră? Stai 40 minute și așteptăm. Ei lămurează. Eu de acord, nu poate să facă. Noi toți te aflăm, suntem oameni care... Să nu stai poporul, să dacă iei măsuri, nu ne-ați blocheze drumul. Asta e unica situație. Dar nu este situația de blocare a drumului, situația... Nu ce să vii să vorbească cu noi, ominești, domnul primarul? Ne lămurează, că trebuie să haideți să începem de la ceea care este cel mai grav în oraș Cimișlia. Este într-adevăr, nu cum oraș Cimișlia, pe raion, fiecare dumneavoastră urmăriți știrile de la TV în care ați văzut că, sau paginile de Facebook unde ați văzut că e un cod roșu aici, raionul Cimișlia. Avem foarte mulți infectați. Nu știi frumos, pe fereastră. La cei ce ține de problema cu hotărârea care a fost luată ieri în data de 8 octombrie, a fost luată hotărârea de către două comisii. Comisia Situației Excepționale Raionale și Comisia Teritorială în Sănătate Publică. Dintre care fac parte, eu îi știu pe vreo câțiva, nu îi cunosc nici eu pe toți, pentru că eu nu fac parte din această comisie și nu eu, dar nici un primar din raionul Cimișlea nu face parte. Acum, s-a luat decizia, datorită cazurilor multe care au fost luate, care sunt pe raionul Cimișlea, cu îmbolnăviri care în spitalul raional locuri nu mai sunt, să se ia niște măsuri pentru a diminua infectarea cu acest virus COVID-19 care toți deja îl cunoaște. Și iată acum situația care a fost, s-a luat decizia de către comisiile astea două de a asista toate activitățile în afară de 4 magazine care sunt. Și acolo a fost specificat în decizie. Și a fost în decizii spus Linela, Basarabia, care nu știu care e Basarabia, că el e de fapt altă denumire are, e Econom și Salamier. Și să fie stat și transport public. Acum noi, la nivel, pentru noi deciziile, pentru administrațiile publice locale, deciziile comisiilor respective care au avut loc ieri, sunt executorii. Totodată, noi astăzi, la ora 3, ne întâlnim Comisiei Situații Excepționale Orășenești, unde se fac parte și consilieri. Eu am invitat și președintele Asociației Businessmenilor din Cimișlia, președintele Asociației Veteranilor, pentru că sunt probleme, mult mai multe probleme. Cu decizia care s-a luat acolo, sunt parțial doar de acord. Sunt lucruri care necesită a fi stopate în decizia aceea, dar sunt unele lucruri care trebuie gândite și analizate pentru a conveni la cetățeni, că nu poate o băbuță de 80 de ani să vie la linie la să cumpere pâine. Sau din Cogâlnic sau din Captul Malinii, că sunt 4 magazine doar deschise. Cu transportul sunt de acord. 14 zile să fie stopat, pentru că eu am spus-o și în cadrul comisiei, sunt bolnăviți când s-au fost îmbolnăviți în instituții. Și acum eu nu sunt de acord cu problema că trebuie să
băbuța de 80 de ani, 70, să vii să cumpere. Că în locul ei nu o să vii nimeni să-i cumpere produse alimentare, dar magazinele care sunt trebuie să fie deschise, că nu e atâta aglomerație. De asemenea, s-a pus problema din piață. În piață exact ieșești situație. Sunt persoane care stropiesc, care se face termometria la fiecăruia, dar totodată vreau să spun că și în piață sunt câțiva agenți economici, doi, și este vorba de doi. De... Știm noi de ce. Da, și este și comerzan, care nu vor să poartă mască, și atunci la noi e problemă, că apare problema, iaca din cauza asta. În mască... În mască este problema, nu, pentru că nu o să... Nu pun mască. Eu stau jumătate de zi fără mască când am cumpărat. Păi ei când au venit v-au văzut fără mască. Eu nu am fost în lor. Și iată, din cauza asta s-o eu cred că nu e asta cauza. Care bine, spuneți-mă, dacă iese gherpes și ne se infectează sângele, cine mă lecuiește? Cum să închidă magazin dacă eu am trei copii? Am trei nipotei. Cum să închidă magazin? Eu vă duc la cunoștință. Eu lucrez, eu vreau să vă mai spun încă una. După decizia de la ora 15 care va începe astăzi, ședința Comisiei Situații Excepționale a orașului, voi veni cu nouă detalii. Noi detalii, ce măsuri am luat noi. Dar eu vă spun încă o dată, pentru noi este executorii deciziile este a Comisiei Situații Excepționale Raionale și Comisiei Teritoriale în Sănătate Publică. Dar să vedem noi ce vom decide ca să după asta să ies cu informații, să vedem care este. Totodată vreau să vă spun că am primit astăzi o anexă la decizia care a fost ieri emisă cu unele schimbări în asta. Și o să analizăm și schimbările care au fost parvenite și o să venim poate și cu alte soluții. Pentru că eu cunosc problemele orașului în mai mare măsură sau mai mică, dar oricum mai mult decât cei care, adică n-au. Au luat hotărârea asta. Care au luat hotărârea pentru că... Dar nu e trei oameni, sunt mai mulți și ei își fac griji. Deci ei fac... Ne-a dat lista să facem, lista ne iscălim ca să grămădească iarăși comisia excepțională. Luni. Scutărați iarăși întrebarea. Păi și mâine, dar și pe mâine închis? Nu, da, și mă lucru. Lista, cred că da. Păi și eu pe mine să mă întreb, oameni și mă sună, întotdeauna eu știu să fac asta. De ce noi ieșim fiice președintele să lămurească la oameni? Ce facem noi cu zoade, mâine de poimă? Nu știu, întrebare. Ca luni, ca luni. La Linena, nu trebuie, la Linena și la Econom, exagerate de trei ori ca razul trecut, dumneavoastră, duceți cont la chestiile astea. Dar cum nu duc cont? Dar ce, dar nu s-a soluționat întrebarea de primul caz? Păi eu vă spun că nu fac parte din Comisia Situației Excepționale. Dumneavoastră, s-a dat întrebarea. Cine soluționează prieturile la Linena și Econom? Este piața de la Chișinău, piața, cum îi spune, piața, băi, piața financiară. Tocmai de atât a fost lăsat deschis magazinul, nu fost infectat. Hai vin o leac în coaș. Eu și-a să spun mătale cu câți coși papușii să spun că 5 lei coasă cu 2 lei. Nu mai înțeles sensul, întrebarea sună. Prețul negociat la muia în piață e unul, plus minus, dar acolo cresc triplu. Păi, în sistemul ăsta... Apa asta e sistemul ăsta, facă să ne pui jos. Eu și să fac. În special să închide magazinele, ca să poată să... Piața ca să lucrează magazinele, asta. Eu am auzit, unde e domn Mihai Ciobanu? El era pe aici undeva. Deci eu când am auzit că va fi fistată activitatea pieței, le-am spus măcar să reușească să nu cumpere cei care... procur patlajele, castraveți și tot și mai departe, zic, domn Mihai, anunțați măcar să vedem ce o să spui. Eu nu știam care e situația, dar să nu cumperi, să nu rămâi oameni cu produsele stricate exact ca în data de 17 aprilie. Când tot eu am venit în piață, sâmbătă, și am spus că vedeți care e situația și când colți cu mine, fac și închide. Și atunci tot eu am rămas de vină, înțelegi? De ce nu cădă aici? Dar ia spuneți, eu cu animale și fac, producția mea de animale și fac. Domnul primar, eu nu mă întreb, dar eu știți, le închid gura la animale. Am o întrebare. Nu mă stără că am avut două persoane, le-ați numit, care în piață nu poartă mască. Bine, sunt de acord cu dumneavoastră, dar
la secția de, la stația de alimentare este un deces, se lucrează bine mersi. La econom sunt foarte mulți bolnavi de COVID, lucrează bine mersi. La piramida sunt foarte mulți bolnavi de COVID. La noi sunt persoane care nu poartă mască, dar nu sunt bolnaviți nimeni și ne închideți. Eu vreau să îmi dați un răspuns concret, da, că concret, eu să înțeleg că ar spune mare. Eu vreau să mă închideți, nu vreau să mă închideți, nu vreau să mă închideți. Ce ați vizit noastră? Lasă vie ea, că ei o închideți. Eu am vizit că eu dacă nu vin, eu n-am treabă aici. Eu n-am treabă, dar am venit să vă explic care este situația. Eu am închis, ei lasă vie. Păi asta e întrebare, eu am venit să vă explic care este situația. Noi vrem mâine să ieșim la lucru. Noi vrem să ieșim mâine la lucru. Dar noi o să ieșim destul, nu că vrem. Noi mâine o să ieșim. Nu sunteți doctorul Regis să-mi spuneți cât de bine aud eu sau nu? Ați spus că nu aud bine. Vă spun eu că aud foarte bine. Ce trăie mai? Primar, nu-i de vină fetelor, nu strigați. Eu am venit să-mi spun aici, nu? Comisia asta e și undeva e pe ferestre și să ușă oamenii să-ți spădească aici, domn primar. Dar nu vin să lămurească, deși așa își primește. Și domn primar, i-am atât deasupra lui, pentru cineva a făcut ce și... Eu, nu eu deasupra mea, eu am venit să vă informez despre situația care s-a creat. Acum la ședința de la ora 3, nu se oprește impozitele, da? Nu stopează. Cum se plătesc impozitul din salariul care ne-au primit? Și se întâmplă din partea comisiei. Nu, asta eu nu fac parte din comisie. Eu de pși să-mi hrănesc copiii, de pși să-mi plătesc chiria, de pși să plătesc impozit și tot asta dacă eu stau acasă. Am o budcă și cu așa îi faci 2 lei pe zi de pâine și la urmă pși să stau. Așa nu se face mai oameni buni. Acolo să-ți învârtesc milioane și cineva pune la buznar, dar cineva așa de sujidești, n-are și mânca. Asta nu e normal. Ne-am iscălit, păstrăm distanța, avem dezinfectant, un port mască pentru două persoane. Выходим 9 часов, мы же договорились. Ольга Васимова, я с 8 приду. Мест... Мой тарь, ворбештик. Мой номер Николай Фила. Ну и тоты, тоты... Oamenii care au ieșit la meeting se fac câte o inspelitură, adică pentru ca luni Comisia Excepțională a Raionului Timișlea să mai iasă să, la o convorbire sau nu știu cum, adică să vadă, să cătărească soarta Timișliei, a pieței, a școlilor și a grădinițelor. Și facem iscălituri că noi vrem ca încă o dată Comisia Excepțională să... Să revizuiască decizii anterioare. Da. A comisiei excepționale. Da. În principiu, cerințele principale, să vă dea voi să lucrați, care sunt cerințele principale? Cerințele principale, clar că să ne dea voi să lucrăm, pentru că de acum nu este nicio putere și adică oamenii sunt la maximum. Ei de acum se gândesc la multe nebunii, adică să fac, să blocheze. Noi suntem la maximum nervați. Din cauza că impozitele nu sunt oprite, dar agenții comerciali sunt opriți. Din ce cauză? Când comisia din tăi să oprească impozitele, apoi, nu ca data trecută, o închis tăți, pe urmă plătiți tăți impozitele, care au întârziat și amendă o plătit. Asta eu cred că nu-i corect și trebuie să fim din tăi înștiințați din timp. Doamna Tamara, doamna Florea și restul altul. Da, vă prezentați? Sunt Cotele Victor, agent economic din oraș Timișlea. Să te scălim? Nu, nu mai scălim.